doar fetele s-au întrunit în camera de consiliu ca să dezbate după aliniere. Băieții au transformat dezbaterea în joacă. Liviu, adevăr sau provocare? Eu, adevăr. Este adevărat că te simți atras de Andrada? Este foarte adevărat că mă simt atras de Andrada. Domnul Șervan, tot adevăr? Adevăr, da. Adevăr, de ce ai ales-o pe Valentina în detrimentul Iulianei? Valentina merge la date cu Șervan. Bun, pentru că îmi place mult aspectul Valentinei. Da. Bun. Bravo. Bine, și... pentru că vreau să o cunosc, am auzit că are... Nu, am auzit că nu mai sunt centrul atenției. Cine ți-ai fi dorit să fie în spatele tău la... la gală? Sincer? Oricine? Andrei? E pauză? Te rog să iei un loc. Este adevărat că ai fost deranjat de felul în care ai fost tratat de către Iuliana? Da, este adevărat. E adevărat că ești dispus să cunoști altă femeie în afară de Valentina? Sau rămâi doar la Valentina? Da, fată, altă fată în afară de Valentina? Da, sunt dispus. E adevărat că ai rămas profund impresionat de Delia? Profund impresionat de Delia. Da, e o fată inteligentă. E o fată inteligentă și știe cum să lucreze cu lucrurile astfel încât să fie bine pentru ea. E adevărat că îți place câtuși de puțin de Andreea? O zic bine, nu? Andreea. Fata cu care ai avut blind date-ul, nu? Da. Câtuși de puțin, gen la modul... Așa. Cine Andreea? Prima impresie. Maxim amical. Maxim amical. La modul ai stat de vorbă cu ea să vezi despre ce e vorba, nu? Doar amical, n-am nicio chimie cu ea. Adevăr. Vreau să văd pe unde sperindă mintea de șarpe. Hai să vezi că... E drag că îți place de Cristina la modul în care te-ai vedea în viitor cu ea sau la modul doar... E mult mai... E extraordinar de vreme. Întrebarea mea e întrebare. Eu îmi permit să întreb. Da, păi și să răspund. E extraordinar de vreme să fac filmele astea, dar îmi place de Cristina. Albert. Iară provocare. Ești obraznic sau ca să știu ce alegi? Adevăr, mă, hai, uite că la tine, adevăr. Hai să mergi și odată, m-a săturat de spălat mopul. De care ești atras fizic cel mai tare? Dintre cele trei fete pe care le-ai avut. Pe cine a avut el? Pe Antonia, pe Maria și pe Andreea. Bă, frate, în primul rând, toate au arătat bine, dar am mers pe feeling-ul ăsta, au arătat, dar nu pot să spun că, nu pot să spun că una a arătat într-un fel și una a arătat în alt fel. Uite, toate trei au arătat bine, dar am mers pe feeling-ul ăsta. Ai luat-o pe Antonia, bine, mulțumesc. Aveți un date, fetelor, o să vă rog să vă așezați. Dacă Cristina te-ar refuza la date, gen, n-ar mai vrea să iasă cu tine, nu știu, ceva genul, care ar fi a doua opțiune? Bun. Bună întrebare, dar nu m-am gândit la răspuns. Da. Și n-aș vrea să tătăiesc o fată ca fiind a doua opțiune. Pentru că e urât. Nici eu nu mi-aș dori să fiu a doua opțiune pentru cineva. Bravo. Dacă Iuliana ți-ar cere, gen, să termin cu emisiunea asta, ca tu să te combini cu ea după. Ai face asta? Gen, da, în afară. Să se elimine amândoi și să-și continue relația în afară. Da, exact, exact. La modul în care ea a renunțat din emisiune. Ai face asta? Dacă știu că a renunțat și asigur, da. Cât la sută îți place de Cristina în momentul de față? Ca și atracție fizică? Sau ce vrei tu? Per total, cu tot, nu am comunicat foarte mult, undeva la 65%, 70% maxim. Bravo, sincer. Pentru că n-am comunicat foarte mult și nu pot să știu dacă scade procentul sau dacă se ridică procentul. Cât la 100 crezi în ideea de a fi căsători la finalul emisiunii? 50. Oh, bună întrebare. Nu știu cum o să fie mai târziu, de asta am spus 50. Adevăr. Zi-mi adevărul pentru care tu încă nu ești căsătorit la vârsta asta. Da, chiar mie. Bună întrebare. Îmi propusese întreaba asta ca până la 30 de ani, acum vreo 5, dar ți-am mai povestit acum vreo 5 ani. Bă, zic eu, până la 30 de ani sunt surat, am și copil, știi? Dar lucrurile nu s-au întâmplat așa. De ce nu s-au întâmplat? Bă, cred că n-am vrut. N-ai vrut cu adevărat, de fapt. N-am vrut. Adică n-am vrut. Am tot stat, a trecut un an, a trecut doi, a trecut... N-am vrut. Adică tot mai așteptam. Dacă o fată pe care o iubești și ești împreună cu ea, te-ar pune să alegi între ea și sală? Ce ai alege? Vorbesc că și sala este o pasiune în care ești dedicat. Pe ea. Ai alege pe ea? Da. Bun. Bun. Dacă, de exemplu, nu ai fi compatibil cu Delia, cu ce fată ai crede că ai rezona? Doar o fată, vreau să spun. Nu dau seama, sincer, dar cred că sunt mai mulți cu care aș încerca să vorbesc. Aș vorbi, pur și simplu să le cunosc. Bă, întrebarea pe care vreau să o pun poate fi înțeleasă greșit de către Andrada sau de către fete, așa că nu o să-ți adus întrebarea asta. Pentru că e o întrebare care nu și-are rost momentan.
Cu ce ți-a atras atenția Maria în așa fel încât să spui, să o pui și pe antopul tău? Ca aspectul fizic, primul lucru. Ok. Și la modul de abordare a conversațiilor. Se vede că are vorbele alea. Nu e o fată ușoară. Știe ce vrea. Nu e o fată grea sau cum? Ui, ui, ai văzut? Are câteva. Știe, știe. S-a pus în gură cu tine acolo. Bă, da, fă bun. E o dovadă și asta. A făcut față. Da? Bravo ei. Să, zic. Ochii subiectul când a trebuit. Frumos. Bravo lor. Stați un pic că s-a aricit Maria. Hai că te-a deranjat ceva. Nu, nu m-am aricit, doar eram foarte, foarte atentă pentru că nu puteam să aud foarte bine și încercam să înțeleg. Vreau să înțelegi. Nu prea se înțelege foarte clar. Și nu te-a deranjat replica? Dar nu am zis, poate să înțelegi greșit, nu am zis că ești o fată ușoară, să nu înțelegi. Nu, aia nu, aia nu. Alta replică mi-a atras mie atenția și m-a făcut să ridic o sprânceană. Când a spus Cristian că da, știe, știe, dar de fapt era ironic sau la ce? Nu, aia că mi-a făcut față, adică ce vrei să spui cu asta? Nu știu, vreau să spun că e a patra oră când se uită așa pe sub genere la mine. Da, dar ce e cu replica asta? Stai puțin să discut. Mi-am cer scuze. Nu mă deranjează, e foarte drăguță fața. Mulțumesc. Ta, nu, privirea ta. Mai ales că ai făcut și față, adică... Da, 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 într-adevăr. Mi-ai făcut față și cu vorbele. Și tu la ce te-ai referit când ai spus de femeie ușor? Că nu ești o femeie ușoară, gen ai vorbele la tine. Cer scuze, dar nu am înțeles foarte bine. De-aia vreau să nu se înțeleagă greșit. Da, da, da. Dar așa s-a auzit. Te-am apreciat că luând inițiativa și ținând garda sus. Ok, mulțumesc. Dar tu ce ai spus? Că este o femeie... Cum ai zis? Că nu e o femeie ușoară. Dar cum îți dai tu seama că e o femeie ușoară? Ușor de abordat, cred că a vrut să spună. Nu a putut să fie abordat în loc. Aici chiar cred că a vrut să spună ușor de abordat. Da. A zis că e o femeie grea la un moment, dar gen, e greu cu ea, propriu zis. Nu, eu am zis asta. A, tu ai zis? Da, eu am zis. Păi doar nu e grea. Logic. Da. Am ce să zic, parcă prefer discuția fetelor despre băieți. A băieților a fost așa mai... Da, zice întrebare, voiai să spui. Curioasă și eu, să știi. Nu mai știu, dar oricum nu și avea rostul și mai bine că am uitat. Mai bine dacă că n-ai spus, dacă amintesc, nu știu. Promit că te întreb. Da, fii atent, fii atent, Alexandru, dacă nu și avea rostul, serios, mai bine n-o spui. Nu, decât nu, să nu, iasă cine știe ce neînțelegere. Dar nu mai știu, chiar nu mai știu când amintesc că spun poftim. Nu-i bine să ții în tine, mai degrabă spui. Nu-i bine să ții în tine, mai degrabă întrebi. Eu nu țin în mine. Păi asta zic. Dar nu mai știe, a uitat. Luăm pauză, dragilor. Mai vorbiți voi în pauză despre lucruri de-astea grele și ușoare. Și după pauză o să începeți, băieți, să cunoașteți cu adevărat fetele, pentru că așa cum și voi ați avut prezentările vreme de o săptămână, săptămâna aceasta e rândul fetelor să-și spună povestea. Cred că prima este Antonia, așadar o să-i vedem cartea de vizită.